Salut, sunt Ilie. Azi nu o să filmez un daily vlog pentru că am o veste tristă. Ieri am avut școala auto, practică, și de la școala auto m-am dus cu profesorul spre teren ca să fac practică, ca să învăț să fac garajul și chestii de genul, dar asta nu contează. Când am ajuns aproape de teren, noi am observat un fum foarte mare. Am trecut pe lângă clădiri, ne-am dat seama că era un incendiu și, mă rog, vine pompierii, stângă tot focul și tot să fie bine. Incendiul a avut loc chiar lângă terenul unde eu fac practică. Nici nu-mi trecea prin gând că acolo sunt pompieri care stâng focul, care își pun viața în risc ca să salveze pe cineva. Undeva pe la ora 3 mă sună fratele meu Costel și îmi spune: Ilie, uite, azi a murit un pompier. Deodată am intrat pe Facebook și am văzut foarte multe distribuiri legate de incendiul ăsta. Azi vă citesc că și niște informații despre el. Pompierul se numește Ion, un tânăr de 28 de ani, care a lăsat în urmă o soție și două fetițe de 3 ani și un credit la bancă de 280.000 de lei, luat pentru a asigura un loc de trai familiei sale. Fac video asta pentru că pe mine m-a afectat foarte mult istoria asta. În câteva ori s-au strâns toți banii pentru a achita creditul. Asta este foarte super. Chiar dacă s-au strâns toți banii necesari pentru a achita creditul, oricum vă îndemn să contribuiți și voi cu ceva. Un leu, 2 lei, 10 lei, 100 de lei, cât dorești, donează și fă-o asta din inimă. Poate creditul ăsta este prima nevoie, dar mai au și alte nevoi. Noi suntem o comunitate, noi suntem o familie care ne ajutăm în nevoi și împreună noi putem să facem lucruri mari și frumoase. Sunt foarte trist pentru cazul ăsta și vreau să înțelegeți că tu poate te joci în ograda ta cu prietenii tăi, te distrezi la o discotecă, privești un film acasă, te bucuri alături de familia ta, prietenii tăi, frații tăi, dar cineva undeva stânge un foc și în fiecare zi își riscă viața pentru ca altcineva să trăiască. Condoleanțele mele familiei pompierului decedat, nici nu pot să-mi imaginez prin ce trece acum. Hai să facem împreună o mișcare foarte frumoasă. Oricând tu ai să vezi un pompier, du-te la el și spune că tu ești eroul meu. Și dacă el nu-i împotrivă, fă o poză, pune-o pe Facebook, pe Instagram, oriunde și scrie: el este eroul meu. Deseori noi apreciem faptele unui om atunci când el deja nu mai este lângă noi. Sunt sigur că voi toți aveți persoane dragi acum lângă voi. Și dacă mama ta este lângă tine, fratele tău, sora ta, tatăl tău, bunica ta, dacă este o persoană dragă acum lângă tine, du-te, cuprinde-o și spune că te iubesc. Probabil fetele pompierului până acum îl așteaptă pe tata acasă.